Echipa Ziarul de Sălaj a fost prezentă la Sărmășac pentru a discuta cu mineri, cu autoritățile locale și cu cei care cunosc fragmente din adevăr. Totuși, la Sărmășac se întâmplă un fenomen straniu. Oamenii fug de adevăr, celor mai mulți le este frică să vorbească. Mina de la Sărmășac era una dintre cele mai mari din nord-vestul României. Munceau aici 3.000 de mineri aduși din toate județele din această zonă. După anul 1989, mina a fost distrusă bucată cu bucată. Am încercat să luăm legătura cu mai mulți mineri care au lucrat aici să ne spună povești și adevărul din spatele minei. Celor mai mulți dintre ei le este însă frică să vorbească. O frică de adevăr. Ziarul de Sălaj încearcă însă să vă prezinte adevărul din spatele acestei mine. Motivul oficial al închiderii minei de la Sărmășac, cea mai mare din nord-vestul României, este simplu. S-au epuizat zăcămintele de cărbune, iar activitatea nu este rentabilă. Motivul real este încă un mister. Oamenii se tem de adevăr, cei mai mulți dintre mineri fug din fața reporterilor, iar cei mai curajoși spun simplu. A fost un interes, s-a furat tot ce era de furat. Realitatea din teren ne confirmă spusele minerilor. S-a furat mult și a furat cine a putut. S-a luat tot fierul vechi, toate instalațiile de cupru din clădiri și tot ce mai era de valoare. Acum au rămas doar câteva ziduri de beton în care stau ascunse documente vechi care nu mai au nicio relevanță, pentru că băieții deștepți au avut grijă ca documentele importante să nu mai fie în văzul curioșilor. Am ajuns însă la Aurel Tout, un fost miner dornic să ne spună cum vede el realitatea de la mină. Tete, le-au distrus. Ce s-a întâmplat cu mine în timp? Vagabonțe și vândă fierul pe nimică. Cine? Cine e responsabil cu? Iancău a fost atunci director. Mina, nu ia nimeni, nu. Cum nu ia nimeni? S-o stricat. Te vă duceți acolo și vedeți. Tăți se sparsă geamurile, îți luat, tot curentul îi luat, îi scos firele de acolo. O vândut tăte de acolo ce s-au putut vinde, n-au rămas decât tăte distrusă. S-au furat, practic. S-au furat atât, și-au vândui, doar calorifere. Au fost acolo instalația din păreți, tătă electrică, tătă o luat. Nimic nu e acolo. Am mai găsit în sat doar doi mineri care au vrut să vorbească, însă aceștia nu au spus prea multe, ci doar au descris vremurile apuse. În rest, peste mineri domnește frica. E o frică care îi face să tresară atunci când un reporter îi întreabă despre ce s-a întâmplat cu mina. În realitate, e frica de adevăr. Totuși, printre dinți, șoptit, pentru a nu mai auzi și altcineva, minerii spun sincer, s-a furat ce era de furat. Și culmea, chiar dacă stau pe un zăcământ important de cărbune, oamenii se încălzesc iarna cu lemne. Acum nu știu cu ei. Băi, o să rămâi așa mușilozul. Cel puțin ar trebui miliarde de dolari ca să o deschidă înapoi. Ceea ce a fost aici, 10.000 de muncitori, nu știu undeva mai. S-a furat fierul din mină? Da, cu un special. A fost bine. Salariile, a fost greu, dar unii nu-i greu. Dacă vrei să câștigi, trebuie să îmbucești oriunde. Autoritățile au susținut că lipsa cărbunelui a fost principala cauză care a dus la închiderea minei. Și totuși, la Sărmășac există atât de mult cărbune încât poate asigura lignit pentru 100 de ani. În anii 90 s-a descoperit un zăcământ nou pe un deal între Sărmășac și Chiești. S-a betonat tot drumul până acolo, s-a introdus electricitate, a fost realizată gura de acces în subteran și au fost create toate condițiile ca minerii să coboare la muncă. Nu s-a mai întâmplat asta. Explicația? Toată lumea dă din numeri. Cer de că la Puțu Vaca, așa cum se numește zona, există un zăcământ imens, peretele de cărbune având 8 metri, iar galeria subterană coboară până la 80 de metri. Puțul Vaca, pregătit pentru exploatare, nu a fost niciodată deschis minerilor. Ba mai mult, peste gura de acces s-a turnat o placă imensă de beton. Acum am aflu pe Puțu Vaca. Este foarte mult cărbune și nu s-a tras niciun centimetru de cărbune. E betonat puțul și a fost făcută colivie, nimic nu s-a făcut. Ce adâncime are? Are 800, cam 80 de metri are. Și cât cărbune este aici? 8, asta cărbune 2 metri. Mai încolo zice că 8 metri pe coastea asta. De ce nu a fost exploatat? Nu a fost exploatat că nu a vrut alții. I-a închis vagabonzi. De ce? Care-i cauza? De ce? A aflat din motive ca să închidă. Aici numai ceva motive le-au aflat din plus ca să nu dea la o mie de lucru. Cea mai importantă clădire a minei este cea care adăpostea birourile. Clădirea a fost scoasă la licitație în anul 2009 și cumpărată de către Consiliul Județean Sălaj. Este singura clădire care poate fi pusă în valoare. Consiliul Județean Sălaj a cumpărat clădirea, așa cum reda presa vremii, pentru a realiza un centru social. Recent s-a vehiculat și că zona ar putea fi transformată într-un loc de antrenament pentru cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acestea sunt datele oficiale. Neoficial?
Consiliul Județean Sălaj vrea să vândă clădirea unei firme din Galați. Am aflat acest aspect de la paznicul clădirii angajat al firmei de pază a Consiliului Județean Sălaj. Paznicul ne-a mărturisit că recent s-a deplasat la fața locului o echipă formată din reprezentanții instituției ce conduce județul și o firmă din Galați. De unde o fost să vadă clădirea? Ce știu, colegul meu, că o mașină de Galați, ce știu, că o fost prefectul. O fost prefectul? Sau... care o fost după la salon? Care vrea să cumpere, știi cum e. Vrea să și vadă ce e, cum e mai bun. Dezastrul a fost provocat de un singur factor, management foarte slab. De aceeași părere este și Alexandru Veg, fost senator, actual subprefect al județului Sălaj. Veg nu a vrut să spună lucrurilor pe nume, însă a lăsat de înțeles clar că la mina Sărmășac se poate vorbi de un management defectuos. Echipa Ziarul de Sălaj a încercat să ia legătura și cu Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, însă acesta nu a fost de găsit. Primarul comunei Sărmășac, Dombi Otilo, a susținut și el că unele clădiri ale minei sunt proprietatea Consiliului Județean Sălaj și altor firme care au avut de luat bani de la mina Sărmășac. La ora actuală, o parte din clădirile deține Consiliul Județean Sălaj, iar celelalte aparțin de alte firme care au creditat societatea, iar în așa mod și-au recuperat banii. Mina Sărmășac era activă pe firma SECE Sălajul S.A. Sărmășac și aparținea direct de Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești. Ultimul administrator, conform datelor preluate de Ziarul de Sălaj, este Grigoriu Pădurean, o personalitate foarte discretă din județ. Pădurean a fost și cel care a pus bazele partidului PSRO în județ, partid condus atunci de Mircea Joană. SECE Sălajul S.A. Sărmășac este astăzi în faliment. Societatea avea 111.866 de acțiuni în valoare de 11.186.600 de lei, conform statutului emis în 28 iulie 2005 de către Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial numărul 770 din 24 august 2005. Conform documentului la înființare, SECE Sălajul S.A. Sărmășac avea ca puncte de lucru cariera Bobota, sectorul subteran IP și microcariera Carastelec. Toate au fost însă închise, iar firma purtată prin instanțe cu datorii uriașe. Dacă răsfoim însă filele istoriei, aflăm că mina de la Sărmășac era cea mai mare din nord-vestul României. Producția de la Sărmășac era atât de mare încât regimul comunist a decis construirea unei linii de cale ferată care să treacă prin Sărmășac doar pentru a putea livra cărbunele spre Iași, Oradea și Zalău. Întreprinderea minieră Sălaj s-a aflat până în 1986 sub administrarea Combinatului Minier din Valea Jiului și sub coordonarea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, iar apoi s-a înființat Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești. În anii 50 a început și construirea unui cartier de blocuri pentru mineri, dar și a unui stadion. Minerii avea o echipă de Liga 3 a minerului Sărmășac, dar și un cămin cultural imens, unde era prezent an la rând inclusiv maestrul Florin Piersic, după cum mărturisesc minerii pe care i-am întâlnit astăzi la Sărmășac. Aici venea Florin Piersic să dea spectacol. Toți actorii din toată țara. Cel mai mare club minier din Sălaj. De la noi, de aici, din toată zona. Din toată zona. Și până în Satul Mare. Până în Satul Mare, da. Răstrofocel mai văzut. Când a început să se distrugă, să rămână paradigma? Oi, când a început? După ce s-a închis mina, gata a fost. Tătătăt. Și a venit de la fabrica de conserve, nu știu, din Satul Mare sau din Baia Mare, de unde a venit. Da. Ca să-l iei și nu a vrut să-l deiești. Nu a vrut. Așa a vrut să se distrugă. Nu a vrut să-l dei. S-a furat din el? Păi de mine, cât s-a putut. Dar au fost scânduri, au fost acoperiș, au fost fain. Cărămidă, s-a distrus, l-a furat, ca și-a vrut. Aici nu a vrut să fie nimic, că numai să distrugem, ca să n-avem nimic. În ciuda autorităților care nu vor să scoată un cuvânt despre ce s-a întâmplat la Sărmășac, echipa Ziarul de Sălaj va continua să sape și să caute adevărul din spatele minei. Chiar dacă doare, adevărul va ieși la iveală.